Bine v-am găsit la Profa cu mustață! Sub nase creață și sub brațe deață. Deci a apărut... cu gușa cât o casă și cu spatele cât o masă. Ora apărut capitolul. Asta l-am făcut? Ce ăsta? Deci nu știu, a apărut și ăsta l-avem pentru data viitoare. Doamne! Da, acum vrem să facem... The Valentine's Day, deci, de cu Dragobete. Da, nu, hai, uite, tu lov și ăsta, amândouă-s, Dragobete. Doamne, deci urmează câteva zile... Cristina, să jucăm Profe cu mustață. O să ne mustăcim, oameni. Uite, buni. Pune asta cu îndrăgostea la Cristina, joacă. Bun. Microfon, du-te mai acolo. Astăzi este Dragobetele. Deci azi și... Dragobetele și să știți că... Noi așa sărbătorim. Da, noi... Eu Dragobetele... Nu, stai. Noi am sărbătorit. Mie îmi place Valentine's Day, când sărbătorește toată planeta. Românii au zis, nu, noi mâncăm slănină și ne place Dragobetele. Și am mâncat poiana în tinerețe. Deci, și ți-ai inventat Dragobetele. E ok, dar sărbătorești două ori pe lună. Nu, eu am cumpărat la femeie flori. Îi ajunge. Da, să rupeți butonul de cocolai, să depășim 10.000 de cocolai-uri la nu Profa cu mustață. Nu uitați, fiecare cocolai înseamnă un fir în Profa mustață. Hai să o îndesim. Deci scrieți acolo hashtag, hai să o îndesim. Așa. Nu la ăsta. Dar cum nu la ăsta? Că ai spus că la ăsta. Și am zis la prima oară că în caz de nu-l termin pe să mai facem un episod, caz de cum Valentine's Day. N-ai înțeles? Păi da, de Valentine's. Bine, aia vrei să facem. Bine. Hai de înapoi. Acum nu mai poți da înapoi. Ia să vedem. Uite, îi pregătește ca da două și profa vede. Ce romantic. Îi scriu felicitări. Cu markerul. Oh my god. Mai poroasă ca tine n-am mai văzut, dar totuși ești ok. Pentru mine? Vai, mă iubește cineva? Pe oh mine? Poftim. Ai câștigat inima mea. Stai puțin că ceva nu-i place. Le-aș împacheta strâmb. Mie nu-mi dai roz? Ce, dar n-am avut să împachetez culoarea roz. Mie să-mi dai roz. Eu roz vreau. Roz. Ai înțeles? Pițu tânăr, nu bătrân. Așa, Cristina, fui farsă. De alte cadouri, că le-a nu fost cu roz. Trebuie să-i dăm alte cadouri, frate. Ce, mă, cum să faci o cursă? Deci, hai să mergem. Felix, eu când joc singură, da. Deci mă descurc excelent de bine. Dacă vrei să plec? Nu. Aici, când sunt cu tine, mă bazez pe tine. Mă bazez și aici, că las că mă ajută. Ceva nou? Măi, s-ar putea să avem nevoie de o farfecă. Dar de ce? Ca să împaturești la cadou? Da, nu? Am luat-o. Dar unde merge? Care-i planul tău? Nu zic nimic. Ai dreptate. Acum mă duc pe... Stai să văd unde profa. Profa e afară. Hai să mergem profa sus. Ai la... Mamă, deși eu și-o aș vrea sală de sport să fac sport. Numai profa. Să știi și eu. Și-o am banii de meditații. De fiecare dată când dați bani de meditație, știți că un profesor își face... mai face cu cameră la casă. Oh, cadou! Vezi? L-ai luat? L-am luat. Nu știu ce fac cu el. Dar bagă farfeca mâna, de fapt, cadou. Hai să băgăm farfeca. Așa. Deci am găsit cadou. Ai găsit cadou, e frumos cadou. Cadou era în camera asta, lângă sala de sport. Așa s-a acolo în față, Ioale. Ce s-a aștept, frate? Niște cătușe de meditație, dar cum ajung la ele? Nu, aici e un colier, ceva. Ial. Dar nu pot. Nu pot să iau chestiile astea, stai păi să mă duc să le... Da, nu pot să le iei. Poate trebuie să le... Nu mă lasă nici măcar să mă pe pat. Ia-le cu cadoul, dă-i click pe cadou. Ai dreptate. Nu știu, hai că vedem, Poate trebuie să le iau cu altceva, cu clește sau cu ceva. Sau cu mâna goală, încearcă. Păi încerca și cu mâna goală. Nu, n-ai avut cu mâna goală click? Uite aici. Nu pot. Mâna goală se poate. Deci se pare că n-am încercat cu mâna goală. Am mințit. N-ai mânță, dar nu ai știut. Am greșit. Am mințit înseamnă când faci ceva intenționat, când nu știi, nu este minciună. Nu fac. Hai să mergem, să fim cu ochii în 14. Că mustața e în bucătărie și când mustața e în bucătărie ne putem merge la baie. Da. Ce dar la baie, că nu văd aici așa. Da, dacă dai hârtie igienică. Cadou? Da. O să te super pe tine. Mai ales dacă e folosită, hai. De unde ai scos asta, doamne, frate? Deci în camera asta nu e nimic. Nu. Vazele astea erau? Ce măi, veze. Din câte văd eu cred că am mai făcut niște meditații și am aranjat niște obiecte de decor, că unele din ele și nu erau. Și mie mi se pare că sunt așa de multe lucruri, adică uite și tu la cât ești primit în viața asta. Vă zic sincer, unele nu erau. Uite, până profa își subțiază gușa, du-te și tu jos, pe scări. Te fac exerciții de gușă. Și am gușa în formă. Oricum trebuie să recunoști. Ce faci acum? Mă duc pe aici. Ia uite. E cadou vechi. Cadou vechi. Ia schimbă-l, schimbă cadoul alt. Poți să schimbi? Dar trebuie să pui ce... Și închide-l. Închide-l cumva. Ah, închis, da. Ok. Replace all gifts. Pe unde mai sare? Cât are asta? Din bucătărie. Vine aici, asta nu mă vadă. Trebuie să închid ușa. Nu pot, da. Acolo mă... Cum zic? Mă tachinează hintul.
Nu, du-te în spate, că mai au cameră în spate, Cristina. Aici? În spate. Aici? Dar mai au cameră. Asta? Nu-i nimic, dar măcar putea să fie. Uite. Vezi? Asta. Vezi, vezi, nu vezi. Nu știu ce faci cu asta, dar faci ceva. Și să află acolo în dulap. Ia, asta. Ia. A, eu cred că... Schimb colierul de sus. Bă, frate, cu colierul ăsta trebuie să-l schimb cu ăla de sus, știi? Du-te în față, nu acum în față. Aici în față? Da. Nu acum când vine problema. Nu acum când vine problema. Hai să vedem ce parte s-a dus. Du-te la ușă, du-te acum. Mă duc și eu aici, în camera asta? Da. Trebuie să mergi în bucătărie repede. Du-te în bucătărie repede, ca o nebună. Nu te vede, ai încredere în mine, că am 8 instincte. S-am încredere în mine. Cristina, de ce ai avut încredere? Du-te în dreapta, în fața, ca nebuna. Am avut încredere în tine. Da, și uite că a funcționat. Da, noroc că am avut o viteză de aia. Din câte văd eu oameni buni, mai este ceva pe aici. Mai o cameră. Dar stai, mă duc. Da, nu mai este. Babeletaș. La etaj? Ce s-a aflat acolo în față? Un fierăstrău. Nu cred că am nevoie de el. Du-te în bucătărie. Sau în camera asta și după aceea în bucătărie. O floare. Băi, deci și-o mai luat o pință de decor. Dar să știi că își permite lucruri, Cristina. E foarte frumos, vreau și eu. Du-te, dar nu pe aici. Nu te vede. Du-te în bucătărie. Până coboară, uite, deja unde. Închide ușa în nas. Închide ușa în gușă. Hai că nu pot. Întoarce-te partea alta. Nu mai să fie urmă! Nu, ce fraiere! Nu vede de gușă, lasă. Și-a închis ușa. Cu gușa. Ce m-a apucat? Hai, Cristina. A închis ușa cu gușa. Când auzi de... Cristina a început să o razna când aude de școală și eu la fel. Dar nu știu de ce mă bucur așa tare. Nu deschis frigider, poate are cadou în frigider. Ah, da. E genul care are cadou în frigider. Nu prea pare. Felix, unde luăm noi dintre astea de puse apă? Noi nu știu să fie de bună. Dar unde o pun? Da, pe asta. Una mai mică, poate. Eu cred că trebuie să mergi la etaj. Da. Nu cred că este aici cadou dintre astea. Hai să mă duc la etaj. Auzi, afară în curte, nu-i? Să fie ceva în curte? Da, n-ai cu ce să deschizi. Nu se lua cheie cu tine. Rangă și din asta nu ții. Nu, mi-au așa ceva. Eu n-am skill-ul ăsta. Vrei să sar pe aici să văd dacă e ceva? Nu. Din câte văd eu, nu-i nimic. Era în care cameră? Aia din față. Nu, întoarce-te. E prof acolo, frate. Tu în camera cealaltă trebuie să mergi. Uite, nu, du-te în dreapta, ocolește și du-te în camera de sport. Dar tu crezi că eu știu unde e aia? Aia ultima din colț. Aici e pe dreapta? În față. Dreapta, ultima pe colț. Stânga, doamne, bag-te aici! Da, zis asta din față, păi știu, nu, dreapta! Păi mai era o cameră în față! Băi, deci Felix mă zăpăciște uneori, eu îl întreb ceva și el zice nu. Du-te în dreapta, în camera din față, du-te, stânga și în camera din față. Cristina nu știe dreapta, stânga. Ce înseamnă camera din față pentru tine? Asta care acum în față tu, după aceea dacă mergi puțin la stânga, aia rămâne. Ia, păi era singura cameră. Cu aia de dreapta. Cu aia de dreapta. Nu merge. Auzi, eu cred că e timpul. Poate merge aici. Eu cred că e timpul pentru... Vezi? Eu cred că e timpul pentru hinturi. Și eu cred. Deci, reveal hint. Replace flower gift with trick flower. Uși, unde e trick flower? Trebuie să pui și floarea. Aleu. Dă-i. Trick flower is in the flower pot. Și unde e flower pot-ul? Flower pot can be found outside the main door. Du-te, sar de pe geam acum, sar de pe geam, ca o nebună. Hai, cum mă sar. Yeah! Hai că și prof ai pe aici. Aoleu, s-a dus acum, acum a apucat-o, adică altă băie de vreme nu voia. De ce acum? Dar stai... Să-și aerisească gușa. Stai, ia să văd, dar nu vezi. Am mers să-și aerisească gușa. Să beau și apă. Te-ai după mine? Sar acolo, că... Ia uite cum face sport! Sar? O să mă vadă. Te vede, lasă așa să facă, uite știu la ea. Să facă puțin sport. Dar să știi că mi-e cam ciudă că știu, ea face deci sport. În aer liber, face genoflexiuni. Te-au văzut. Haide, vino, hai, cu viteză. Na, sare acum. Ea nu poate să meargă altfel decât cu mâinile până în față. Na, găsește, da. Aici trebuie să fie un ghiveci, stai să vedeți. Du-te la intrare, aici nici nu entrance. Du-te la intrare acolo, dreapta. La intrarea de aici? Mă gândesc, nu, aici. Păi nu, n-am văzut nimic. O fi intrarea în stânga, dreapta, pe aici, stânga? Stai să văd dacă aici este ceva. Păi n-are cum să fie aici, nu. Este intrarea din dreapta sau din stânga. Aici are ea flori. Ia uite la florile astea. Dacă poți să iei ceva. O să iau. Dar uite la ghiveș dacă poți să iei. A, uite floare, uite floare acolo, afară. Urcă-te. A, da, am văzut-o și eu. Am văzut-o. Uite aici. Așa. A, ce frumoase sunt. Ia-le. Replace with the flower in the vase. Aici, ușor. Și acum hint repede. Place the electric locket on the blanket. Ai făcut asta? Nu știu, de pe hint. Am făcut asta? N-am făcut. Nu mai am hinturi. Care e ăla electric locket?
Și care e pătura? Și ce faci cu chestia care ai în mână? Pune chestia asta, nu știu. Auzi, ia pune asta pe blanchet. Dar unde e blanchetul? Sus. Du-te pe afară. Aveam sus o pătură? Da. Ah, ok. Aia care ai pus-o tu, mai ții minte? Ai pus-o... Mai înainte ai pus-o! Aia era pătură! Păi dar ce crezi că era? Scutec! O hârtie de împachetat! Deci pe aici prin deva era, da. Nu? În camera de aici, de prin față. Da! Aici, dar care e electric stuff? Așa. Asta e tot? Da, nu-i clar, e simplu. Sau aici? Da, aici o să vine exact aici, așa. Hai, doamnă profesoară, du-te. Deci, eu nu știu dacă am făcut bine. Nu știu, dar du-te că s-ar putea să se vadă pe aici, deoarece acolo e... Și cum ea nu se duce sus, în camerele alea de sus? Stai puțin, că le lea pe rând la farse. A, da. Că sunt trei. Se duce și vrea să miroase ceva. Uite ce-ți dau ție. Pliosc! Nu! Prima a fost farsă. Uite-o pe a doua. Doamne! Dar nu-i place nimic. Asta-l curentează. Izgardă de câini. De asta să-ți placă. Asta e cel mai mare cadou. Să-ți placă foarte mult. Uite ce frumoasă. Bă, deci nu știu ce am făcut, cum am făcut, dar am făcut. Da, ideea este pe care ai ales-o. Ce? Deci eu nu știu ce am făcut. Dar pe care, dacă dau la play now, da? A, pe care am ales-o? Da. Hai de stânga. Asta? Nu, asta la altă. Și trebuie să faci pe asta. Da, Highway to Love. No more Mr. Valentine. Hai că-ți te vedem fără Sfântul Valentin. Bă. Ia să dai play. Deci vrea să învețe să danseze romantic. Aha. Vreau să înveți să danseze robotul. Da, și așa o să fie și mai interesantă. Deci am cu mustață dansează robotul. Îți cumperi un robot ca să dansezi robotul. Ăsta e profesorul de dans. Oh my god, mă iubește și un robot. Și așa își imaginează ea. Ia uite-te. Asta nu cred că dansează robotul. Nu știu dacă e robotul. Asta e mustața. Eu știu dacă își imaginează sau e adevărat. Nu știu, dar ce trebuie să faci? Găsește o să-i stii ziua de dans. Cristina! Hinduri! Haide să băgăm pe hinduri. Haideți să-i dăm de mâncare la Carolina. Da, ai dreptate. Găsești jurubelniță. Să vedem unde e jurubelniță. Crezi că știu unde e? Nu e așa în stânga. O, știi ceva? Nu, cred că e. Deci trebuie să-i dăm de mâncare la Carolina, așa că facem aici bine. Shit, ați zis că acolo. Și ne-am consumat din cauza ta! Avem infinite, că am cumpărat infinite. Da? De-aia mai înainte n-am putut să le folosesc. Păi da, ca să mai învățăm și noi. Fie aia față, în dreapta. Să-mi arată. Uite, am găsit-o, aia galbenă. Așa, acum dăm și o facem. Folosește șurubelnița, cred că pe robot, dar știi ceva? Pune hinturi, eu gândești pe hinturi azi! Cu inteligență! Uite, music player with a screwdriver. Ok, mai... Știi să vedem unde e ăla. Main lounge. Unde e main lounge? În camera principală de zi. Unde e camera principală? În salon. Aici, la... Dar la început! Vai să nu vină, mai stai puțin și tu pe la bucătărie. Uite, suprești dacă e cheie. Oh my god, mișcă-te puțin ca să dai. Lasă, știi ceva, lasă. Știi ceva, eu mă duc pe aici. Lasă, că văd că cu ținta ești cam Fortnite. E aici, aici este ea. Păi da, dar eu merg pe aici. Și mă duc în bucătărie. Ah, ce zici muzica. Acum doarme ea, acolo tace un... Ai dreptate, s-a pus să doarmă. Stai că ea te vede, du-te înapoi, că te vede pe aici așa, de-aia ai făcut-o ca să te vadă. Nu mă vede. Este este să văd unde se duce, se duce pe scări. Așa, trebuie să aștept să facă, să urce scările, că poate nu te mai vede. De acum nu te vede datorită mustaței. Haide, mergi. Dar nu știu ce față are, doamne. CD player? Păi? CD player? Asta e pick-up dintr-o ăla. Ok, următor și hint, trebuie să-i punem altă, hint, altă următor... casetă, cred că. Nu, nu-i casetă. Alt CD dintr-o ăsta trebuie să-i pun. Cut the wires, be careful. Bine, mă duc afară și iau... Du-te în stânga sus și ia cheia. Mergi la ușă. Aici? În stânga sus. Și ia cheia albastră. Mersi că mă înveți, gamerule. Te-am învățat de fiecare dată când jucăm prea mustață. Același lucru. Și nu se aprinde tine absolut nimic. Da, eu decât să mă deschid aici așa mai degrabă mă duc prin stânga dreapta. Prin alte deci, camere. Deci nu s-a prins nimic de tine, Cristina. Da, știu. Nimic nu s-a prins. Găsește aici... Patentul, nu? Da. Uite, ăsta. Ia-le pe amândouă, nu știu care e bun. Okay. Așa. Du-te. Așa. Make best use of wire cutter. Dar au venit mustața. Iar și-o venit. Mi-ai provat cu mustața. Am văzut, vă rog să frumos să plecați. Du-te, face și la geam, face și la geam. Dreapta. Doamne, zic dreapta de 100 de ori, ce instinct ai. Vreau să vadă, să mă vadă că sunt aici ca să vin afară. Nu, știi? Că ia oricum vin afară. Și mă du-te prin stânga. În față și în stânga.
Hai că mă duc pe aici. Du-te pe aici, așa. Sunt niște reacții, așa. Foarte, stai. Deci cele mai reacții. A, trebuia să stai cu celălalt, că ăsta te curentează. Mersi, Felix, mersi. Hai că o să faci la viitoare, dar numai bine care, ne rămâne pentru data viitoare. Ziceți-ne cum vă treceți voi, dragobetele, apăsați butonul de cocolike, să-mi desim pe proful la mustață și ne vedem data viitoare. Pa! Abia știți vă ce facem farsa asta.